Și, sunt în eroare, că pă, electoratul este confuzat dacă vede pă, astfel de alăturare de personaje, doamna Șandru. Uh, dacă îmi dați voie, să știți că și eu mi-aș fi dorit ca, spre exemplu, Ștefan Cel Mare să-l susțină pe colegul meu de la PUSL care candidează la Piatra Neamț, pe Basile Panaite sau la Constanța, pe Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean în Constanța, să-l susțină Traian și să facă cu el o poză la monumentul Dar de la, de la ce Adam spune, biroul Dar, Județean Dar, este promovat prin materialul electoral, atenție. inducere eronată cu privire la identificarea clară Ideea a candidatului. Ideea este următoarea. Înainta și sunt ai tuturor românilor, nu sunt doar ai unui singur partid politic. Uh, N-a făcut din partea pe usele nimeni nicio plângere, să știți, împotriva dumneavoastră, dar mie mi s-a părut efectiv că ați confiscat acești domnitori, care sunt ai noștri, ai tuturor. Și eu, spre exemplu, pot să mă gândesc la ceea ce îmi spun unii că m-aș trage din și lui Ștefan cel Mare, pentru că în Bucovina de Nord este un sat unde toți se numesc Șandru. Dar n-am apărut pe un afiș împreună cu Ștefan cel Mare. De aceea, cred că n-a fost cea mai bună idee. Sigur, ne, ne mândrim a cu și noștri, idee. trebuie să vorbim despre lucrul ăsta, dar. Poate că ați greșit în momentul în care i-ați spus pe toți pe afișele dumneavoastră. Poate că ați greșit. Foarte scurt domnule Tănasă. Da, da.